procurori ai Procuraturii Anticorupție intenționează să-și dea demisia, refuzând astfel să treacă evaluarea integrității profesionale și etice. În același timp, recent a ieșuat concursul pentru funcția de procuror general, numirea unui șef la Procuratura Generală fiind o condiționalitate a Comisiei Europene. Acesta și alte subiecte de actualitate relevante domeniului justiției le analizăm cu invitata mea de astăzi. Este vorba despre deputatul PAS, Olesa Stamate. Bună seara! Bună seara! Doamna Stamate, ultima oară când ne-am văzut, erați președinta Comisiei Juridice, ulterior v-ați dat demisia, dar presupun că ați rămas vicepreședintă PAS. Da, și sunt membru, în continuare membru a Comisiei Juridice. Întreb pentru că observăm în ultima perioadă nu neapărat rezonați cu deciziile Partidului Acțiune și Solidaritate. Mă refer la proiectul de lege care vizează modificarea legii procuraturii pe formula alegerii procurorului general. Dumneavoastră n-ați votat. De asemenea, la ultima ședință a Parlamentului, când s-a decis ridicarea imunității deputatului Marina Tauber, dumneavoastră ați lipsit din plen și toată lumea și-a pus întrebarea de ce nu ați votat pentru ridicarea imunității. Eu aș vrea mai degrabă să discutăm despre, nu atât despre cine și cum a votat, cât despre ce este acest dosar penal pentru care procurorul general a venit dita mai Parlament să ceară ridicarea imunității. Indiscutabil, acțiunile deputatei Marina Tauber trebuie sancționate, deci ca și a oricărui alt cetățean care încalcă legea și care respectiv perturbă activitatea inclusiv sau în mod special a instanțelor de judecată în modul în care a făcut-o dumneiei. Doar că, din punctul meu de vedere, aceste acțiuni nu o să fie sancționate contravențional și nu penal și există articole în codul contravențional care permit acest lucru, se sancționează rapid, eficient. Dacă sancțiunea este mică, atunci se poate de discutat, de văzut, dacă oricum de atâtea ori am modificat legea, știți cum, asta nu este neapărat bine, dar lucrurile pot fi făcute altfel. Cred că, ca să vă dau un exemplu, da, asta e, din punctul meu de vedere, ceea ce a prezentat procuratura în cazul ăsta, asta e ca și cum poliția a oprit un cetățean cu alcoolemii de 0,15, care e clar contravențional, dar îi face dosar penal. Asta nu știu dacă, deci cât de bine se înțelege, dar din punctul meu de vedere este clar că acolo nu era vorba de, din punctul meu personal de vedere, nu era vorba de acțiuni penale. Dumneavoastră ați explicat la partid că nu este necesar să fie ridicată imunitatea și de această dată, pentru că deja a fost ridicată imunitatea de 8 ori. Și cu, atât, cu atât mai mult că a fost ridicată imunitatea deja de atâtea ori și, într-adevăr, de fiecare dată, chiar dacă nu ne face mare plăcere să ridicăm imunitatea unui și același deputat de atâtea ori, fără să vedem o finalitate în instanța de judecată, înțelegem că asta este procedura și de fiecare dată am votat pentru ridicarea imunității atunci când procurorul general a venit cu un dosar cât de cât din ceea ce putem noi să examinăm, bine pregătit și cu argumentele necesare pentru ridicarea imunității. Și în cazul de față, deci eu mi-am expus părerea vis-a-vis de ceea ce îi se impută doamnei Tauber și deci eu am decis să merg pe poziția mea în cazul ăsta. Dacă vreți, pot să, deci așa ipotetic, să discutăm un pic ce se întâmplă dacă, deci dosarul ăsta o să meargă în instanța de judecată, da? Și dacă pe dosarul ăsta se obține o achitare, atunci judecătorii care vor achita vor fi blamați de societate că au achitat-o pe Marina Tauber? Și ce se întâmplă dacă se obține o condamnare? Atunci vor să râdă alții de faptul că a fost condamnată pe un asemenea dosar. Deci eu lucrurile cred că trebuie să fie luate un pic mai serios. Dar iată, din punct de vedere juridic, aceasta este a noua oară când Marinei Tauber a fost ridicată imunitatea, ca să înțeleagă cetățenii de ce nu există finalitate, pentru că o vedem pe Marina Tauber în continuare la proteste, la concerte, la Orhei Lent, de ce nu există finalitate și de ce e necesară această procedură de ridicare a imunității de atâtea ori. Legea spune că deci ridicarea imunității se efectuează pe fiecare capăt de acuzare.
Deci, pentru ca dosarul să poată fi trimis în judecată, procurorul general trebuie să vină în Parlament și să solicite încuvințarea ridicării imunității. Chiar dacă pe dosar nu are nevoie să facă percheziții, reținere, arest și așa mai departe, da, deci acțiunile pentru care se solicită ridicarea imunității, dar simplu fapt pentru trimiterea dosarului în judecată este nevoie de ridicarea imunității. Deci pe toate capitele de acuzare pe care procuratura a venit până acum și a solicitat ridicarea imunității, ne place sau nu ne place, procedura este să fie, deci fie Parlamentul acceptă, fie Parlamentul respinge, în funcție de dacă consideră relevant sau justificată solicitarea procurorului general. Dar asta este procedura. Dar iată absența dumneavoastră din plenul Parlamentului pe acest caz și refuzul de a vota în comisie. Furia activiștilor civici s-a revărsat asupra tatălui dumneavoastră. V-a afectat acest episod sau nu neapărat? Nu neapărat. Era probabil de așteptat o asemenea reacție din partea unora. Știți, noi în societate suntem foarte grăbiți în a pune etichetări. Și asta este un regret și al meu în calitate de politician, că nu promovăm mai mult o altfel de cultură, o altfel de cultură a discuțiilor în societate, de înțelegere. Înțeleg că argumentele juridice de multe ori sunt tehnice și sunt greu de înțeles. Dar dacă vrem să ridicăm cultura juridică a cetățenilor, noi trebuie să vorbim despre aceste lucruri. Iată un alt subiect care de foarte multe ori apare în discuțiile noastre cu cetățenii, este așa numitul, cum îl numesc ei, maschi show, da? Când vine CNA-ul, procuratura, reține pe cineva, îl ține în arest 30 de zile, după asta îl eliberează în arest la domiciliu, după care control judiciar, după care cu tot. Și cumva eu înțeleg revolta sau frustrarea cetățenilor, dar de fiecare dată le explic, cei cu care am ocazia să discut, că nu pot să ții persoana, indiferent cine este ea. Nu poți să ții în arest preventiv o durată nedeterminată de timp. Da? Deci doar pentru perioada în care se desfășoară anumite acțiuni de urmărire. Și eu cred că este cazul să discutăm anumite subiecte, chiar dacă ele par uneori complicate, să le discutăm mai, să le prezentăm mai în detaliu, mai bine cetățenilor, astfel contribuind și la ridicarea culturii juridice. Și în general, înțeleg, să discutăm un pic și altfel și despre alte subiecte, nu tocmai despre subiectele care incită la imediat la a separa sau a diviza societatea în dreapta stânga, în alb-negru, în bun-rău. Deci revolta publică a activistei Maria Olari de a-l discredita pe tata dumneavoastră, nu ați privit-o așa. Ați privit-o pur și simplu ca o tentativă de neînțelegere a proceselor sau cum? Nu, eu cred că acolo a fost o tentativă mai degrabă de intimidare, dar nu le-a reușit. Ok. Ieri președinta Maia Sandu a vorbit clar că referendumul care urmează să aibă loc în acele zi cu alegerile prezidențiale urmează să fie unul constituțional. Și a făcut apel către Parlament. Parlamentul să demareze procesele pe acest caz. Ce înseamnă concret? Ce ar trebui concret să facă Parlamentul? Înțeleg că prima etapă este cererea unui aviz din partea Curții Constituționale. Exact. Urmează să fie solicitat un aviz din partea Curții Constituționale cu privire la chestiunea care urmează a fi supusă referendumului și Curtea urmează să se expună dacă sunt întrunite sau nu condițiile legale, deci respectiv dacă se află sau nu în limitele revizuirii Constituției. Și atât din partea Parlamentului. Deci Parlamentul nu mai urmează să facă alte procese pe asta tema este până la hotărârea Curții Constituționale, după care trebuie să fie anunțată data referendumului, care trebuie să fie anunțată conform codului electoral cu cel puțin, cred că, 60 de zile înainte. Și în eventualitatea în care la referendum se votează pentru, cetățenii votează pentru, deja Parlamentul modifică legea supremă. Asta este o întrebare bună. Constituția, deci nu înseamnă că automat Parlamentul este obligat să modifice legea supremă dacă cetățenii se pronunță pentru. Cum puteți obliga Parlamentul să voteze? Deci, indiferent dacă cetățenii votează pro sau contra, Parlamentul nu poate fi obligat să modifice. Întrebarea este, dacă vorbim juridic, întrebarea este dacă Parlamentul trebuie sau nu să intervină. Deci, după pronunțarea cetățenilor la referendum, în cazul în care referendumul este validat de către Curtea Constituțională, iată, această etapă, din punctul meu de vedere, încă
lasă semne de întrebare dacă trebuie să treacă prin etapa parlamentară sau nu. Fiindcă la moment Constituția este un pic neclară în sensul ăsta, deci nu este suficient de explicită și am în fața mea chiar și un aviz al Curții Constituționale din 2014 care face referire la rândul său a un aviz din 2010 prin care s-a adresat și o adresă Parlamentului. Deci zice așa, astfel legislația ar trebui să conțină norme exprese cu privire la 1, 2, 3 și iată al patrulea este efectele referendumului de orice natură ar fi. Acestea trebuie să fie precizate expres în Constituție, în paranteză referendumul constituțional sau prin lege pentru toate tipurile. Acum în Constituție nu sunt precizate efectele referendumului constituțional. Nu exclud faptul că Curtea Constituțională ar putea explica. Să se expună, da, să explice normele constituționale, astfel încât să zică, uite, în cazul acestor tipuri de referendumuri constituționale, deoarece Constituția ne obligă să avem referendum constituțional în unul din cele patru subiecte, da, neutralitate, stat unitar, suveranitate și independență. Da, deci cele patru teme mari, acolo referendumul constituțional este obligatoriu. Da, deci atunci Parlamentul, este procedura inversă celei de față, Parlamentul trebuie să aprobe proiectul de lege constituțională, după care urmează validarea prin referendum. Dar asta este acolo unde, practic, Constituția obligă supunerea acestor subiecte unui referendum. În cazul de față, Constituția nu obligă supunerea, deci asemenea subiect referendumului respectiv, trebuie de văzut ce urmează după, deci care sunt efectele acestui referendum, ce facem după, ce face Parlamentul exact, deci, după, trebuie să voteze sau nu? Am înțeles. Și încă pasul are 63 de voturi. Constituția se modifică cu 67. Exact. Deci, eventual, ar trebui să mai aveți deputați de la SNM. În cazul în care Curtea va zice că trebuie să treacă și etapa parlamentară. Deci asta urmează să vedem pe parcurs. Da. Tema emisiunii, în general, voiam să mă axez pe vetting și pre-vetting, pentru că în ultima perioadă sunt extrem de multe controverse în jurul acestor exerciții și dumneavoastră sunteți autorul și promotorul acestui proces. Deci, haideți să începem cu judecătorii. În ultima perioadă, mai mulți judecători care au depus dosarele pentru funcția de membru CSM, Comisia pre-vetting i-a respins, ei au contestat la Curtea Supremă de Justiție și acum are loc reevaluarea lor. Probabil indignarea societății a stănit în primul rând cazul judecătorului Ion Chertoacă. Comisia pre-vetting a anunțat că nu vede claritate în privința a 10.000 de euro și ulterior a urmat acel episod jenant când părinții judecătorului au fost interogați. Cum vă prognează toată această situație? Cine se face vinovat în primul rând de asta dacă președintele Comisiei pre-vetting ar fi trebuit să pună punct acestui exercițiu sau totuși poate este vinovat judecătorul care a cerut audierea părinților, dacă este reglementat acest lucru? Eu nu cred că trebuie să căutăm vinovat și în cazul acesta. Deci, din câte înțeleg eu, decizia... A avut loc o umilire publică, totuși. Depinde cum a fost prezentată această situație. Deci a avut loc o audiere. Acum, dacă înțeleg că este o ingerință, într-un fel, în viața privată a persoanei, da? Și întrebările care sunt oferite țin de detalii din viața privată, dar sunt aceleași întrebări sau similare cu cele oferite și judecătorilor și procurorilor în cadrul acelui exercițiu. Deci tot țin de viața privată. Atunci, dacă privim aceasta ca o umilire, este întreg exercițiu, ar trebui să-l catalogăm ca atare și nu este cazul. Din câte țin minte, Curtea Supremă de Justiție a zis clar în decizia sa că nu i s-a acordat deci posibilitate judecătorului să prezinte dovezi suplimentare, respectiv inclusiv audierea părinților, pentru ca ei să poată explica mai multe detalii vis-a-vis de transferurile care le-au făcut lucrând în străinătate. Și în acest context, Comisia de vetting la reevaluarea candidatului trebuie să țină cont de considerentele expuse în decizia Curții Supreme de Justiție. Regulamentul prevede audierea părinților, membrilor familiei? Presupun că regulamentul prevede, da? Deci eu nu știu. Asta mai bine să fie întrebați membrii Comisiei de vetting, dar eu nu cred că ei ar face ceva care nu este prevăzut de regulamentul lor intern.
Respectiv, Comisia a proces la realizarea aspectelor care sunt invocate în decizia Curții Supreme de Justiție. Deci eu cred că cel mai important în acest aspect este ca dubiile care le are Comisia să fi fost clarificate într-o parte sau în alta, da, într-o direcție sau alta, vis-a-vis de judecătorul respectiv și să emită o decizie finală pe acest caz ca să fie foarte clar. Deci eu sper că acest exercițiu pe care l-a întreprins Comisia să-i fi fost de folos Comisiei. Dar n-ar fi trebuit președintele Comisiei să pună punct aceste audieri dacă vede că se merge la extremă deja? Asta nu vă pot spune. Mai bine să întrebați Comisia de Vetting dacă aveți ocazia. Eu tind să presupun că și Comisia a tras anumite lecții din această experiență și respectiv pe viitor, cumva, sper eu, vor fi mai atenți. Din câte cunosc eu, nu s-a solicitat, de exemplu, dacă să discutăm despre audierea închisă, da? Nu s-a solicitat audierea închisă. Legea, eu nu știu ce prevede regulamentul Comisiei, dar legea spune că audierea închisă se face la solicitarea candidatului. Și din momentul în care candidatul nu a solicitat, dacă asta este adevărat, dacă nu a solicitat audierea închisă, Comisia proces exact la procedura prevăzută de lege. Comisia urmează să vadă dacă este cazul sau nu, poate asta este prevăzut deja în regulamentul lor, poate ei pot face anumite, deci, excepții sau modificări din inițiativa proprie, nu trebuie neapărat să aștepte să fie solicitată audierea în alt format de către candidat. Deci eu cred că lucrurile astea urmează a fi discutate de către membrii comisiei. Dar vă amintiți probabil de așa un personaj, Iulian Muntean, care a fost candidat la funcția din CSP, ulterior a trecut de vetting și ulterior s-a stabilit că de fapt era vizat într-un dosar penal. Păi iată, cum calificați deciziile comisiei în condițiile în care o persoană care este vizată într-un dosar penal trece de această comisie și o altă persoană care nu poate face claritate în privința 10.000 de euro, care până la urmă nu este o sumă chiar atât de mare, este respinsă de comisie? Persoana care era vizată într-un dosar penal a trecut de vetting, de pre-vetting, doar din cauza că această informație nu era cunoscută de comisie. Dacă această informație ar fi fost cunoscută de comisie, comisia ar fi considerat acest argument. Deci nu cred că este, nici măcar nu este cazul să comparăm, da, aceste două cazuri. Sunt foarte diferite. Noi am discutat foarte mult vis-a-vis de erorile care au fost admise în procesul acumulării informației pe candidatul Iulian Muntean. Nici Parlamentul nu a avut informații atunci când l-a votat în funcția de membru a CSM. Și acum, sigur, niciun proces nu este perfect. Așa? Încerci să setezi procesul cât de bine poți, în conformitate cu toate recomandările pe care le-am avut la Comisia de la Veneția și de la alți parteneri. Dar evident că uneori, deci în anumite, fiindcă este un mecanism viu, implică oameni vii, implică instituții, inclusiv oameni din instituții, care pe alocuri nu s-ar da înlături să mai saboteze un pic din procesul respectiv. Și evident că se pot întâmpla situații de genul, da, cazul Iulian Muntean sau de alte tipuri, și atunci trebuie să fim, să reacționăm prompt. Asta este important, da, și să ne străduim să fie cât mai mult posibil evitate aceste situații, dar să ne așteptăm că mecanismul de vetting, mai ales că el este atât de neplăcut pentru cei care trec prin acest exercițiu, va fi va trece așa ca lin ca apa, nu cred că era, nici măcar nu era cazul să avem asemenea expectanță. Deci este clar că intențiile de sabotare există, se va încerca prin tot felul de metode, le-am văzut pe toate la rând, de la tergiversarea adunărilor generale și așa mai departe. Dar este important ca toate instituțiile implicate în acest proces și inclusiv comisiile de vetting, dar inclusiv și autoritățile care, de exemplu, sunt responsabile de numirea acelor judecători care, sau procurori care trec prin această etapă, să ofere maximă transparență de fiecare dată când se ridică o anumită situație de genul ăsta, da, situație problematică. Și atunci eu cred că toate dubiile și toate întrebările sunt clarificate pe loc. Și eu cred că și comisia de vetting a reacționat foarte
destul de prompt și în cazul cu audierea părinților domnului Chertoa. Dar iată, săptămâna trecută am avut o invitată pe doamna Drăgălin și doamna Drăgălin spunea că inclusiv în Procuratura Anticorupție există foarte multă reticență la acest exercițiu de vetting și că foarte mulți procurori urmează să-și dea demisia înainte să înceapă acest proces de vetting. Dacă ați anticipat o astfel de reacție? Dar asta nu este o noutate. Și doamna Drăgălin... Dacă vor urma demisii în masă, cred că este o problemă. Și doamna Drăgălin nu este prima dată când spune acest lucru. Deci spune acest lucru deja de luni bune, da, din vară, dacă nu greșesc eu, că vor urma demisii în masă. Haideți să vedem. Eu încurajez toți procurorii integri, la fel ca și judecătorii integri, să rămână în sistem și să contribuie la curățarea justiției. Deci, vetting-ul nu este un exercițiu și vom vedea, deja practic începem să vedem primele rezultate ale vetting-ului, nu a pre-vetting-ului, da? Nu este un exercițiu chiar atât dirigit cum este pre-vetting-ul, da? La pre-vetting vedem că, da, uite, 10.000 de euro sau 5.000 de euro, fiindcă legea este așa, da? Dură deci, și înclină balanța. Exact. La vetting este o marjă. Da, deci este marja aceea de 5 salarii, nu am impresia că nu mă aduc aminte exact. La vetting este marja respectivă, dacă vorbim despre încălcările etice, atunci ele trebuie să fie grave, deci ele trebuie să fie serioase, nu orice încălcare a eticii. Deci, în sensul ăsta, eu cred că vettingul este mai... da, poate este neplăcut din contextul în care trebuie să aduci aminte tot ce ai făcut și ce ai declarat și veniturile și tot ce ai achiziționat și așa mai departe și să prezinți maxim posibil probele necesare în acest sens, dar așa cum a demonstrat o experiență a judecătorilor și procurorilor care au trecut acest exercițiu, nu este ceva imposibil de realizat. Da? Deci avem judecători deja și numiți la Curtea Supremă de Justiție care au trecut vetting-ul. Procurorul general interimar a trecut vetting-ul. Deci se poate. Dar iată, însăși doamna Drăgălin spunea că este reticentă față de acest exercițiu pentru că nu se teme neapărat de subiectul ce vizează integritatea profesională, însă în lege sunt prevăzute aspecte ce vizează verificarea tuturor membrilor familiei și că membrii familiei nu ar trebui implicați în acest proces. Membrii familiei sunt verificați doar atunci când există o legătură între, am în vedere, financiară, da? Între membrii familiei și subiectul care este supus evaluării. Dacă au existat donații, dacă au existat împrumuturi, transferuri și așa mai departe. În cazul în care candidatul raportează, de exemplu, cheltuieli doar din veniturile proprii și nu este relevat nicăieri niciun transfer suspect sau potențial suspect, nici o donație, nici... atunci nimeni nu întreabă despre părinți sau despre alte rude. În momentul în care se raportează faptul că persoana X a donat, atunci evident este logică întrebarea. Hai să vedem dacă persoana X a avut surse de venit pentru a face o asemenea donație. Știți foarte bine că și presa de investigație a scris procurori și judecători cu donații generoase în fiecare an. Deci în fiecare an, fie de la părinți, în unele cazuri nici nu doar de la părinți. Bun, de ce nu vedem aceleași donații și în cazul altor? Și comisia de vetting va avea acces la toată baza de date a tuturor membrilor familiei, subiecților supuși verificării. Eu nu știu exact tot. Deci ei au acces la, cu siguranță, la ceea ce ține de datele bancare, dar prin solicitare. Deci nu au acces prin interfață direct. Și datele care le pot furniza autoritățile statului. Acum eu, sincer să vă spun, nu vă pot spune dacă ei pot solicita inclusiv date despre transferuri. Eu, mai degrabă este candidatul care prezintă informația și dacă este necesar să fie verificată această informație, atunci se fac verificările de rigoare la instituțiile de stat. Deci procurorii onești n-ar trebui să se teamă. Nu. Bun. În ultima perioadă, nu știu dacă dumneavoastră ați urmărit cazul Paniș legat de cazul... Un pic. Da, legat de cazul Fortuna. Este vorba despre judecătorul Paniș care la fel a depus dosarul pentru CSM, a fost respins și ulterior Paniș a depus o plângere prin care spune că CNA i-a falsificat acte și în baza acestor acte falsificate, președinta Maia Sandu a respins dosarul său pentru a fi numit în calitate de judecător până la atingerea plafonului de vârstă.
Cum vedeți dumneavoastră această situație? Eu nu cunosc, deci nu cunosc detalii. Am văzut ce ați văzut și dumneavoastră din presă. De înțeleg că e vorba de mai mulți judecători cărora li s-au trucat dosarele și la șeful statului au ajuns dosare trucate. Păi, din momentul în care este pornită o cauză penală, că asta am înțeles, că este pornită o cauză penală, presupun că vom afla cu toții dacă a fost sau nu ceva falsificat, dacă au fost sau nu prezentate niște date eronate. Deci eu nu am văzut niciun fel de asemenea rapoarte sau asemenea date, respectiv mi-e greu să mă expun fără a avea cel puțin acces la anumite materiale. Dar haideți să vedem ce o să facă procuratura cu cauza respectivă. Dar pe procurorul Victoria Furtună o cunoașteți? Deci demisia dumneei din sistem ar avea legătură cu faptul că SIS a declarat-o un atentat la securitatea națională sau poate se teme de vetting și a decis să plece în acest fel? Eu aș prefera să nu mă expun. Eu nu aș exclude și varianta că faci parte dintr-un scenariu un pic mai larg, de a încerca de a submina și de a sabota tot ce ține de reforma justiției și inclusiv de vetting-preveting. Faptul că, să știți că eu am primit în mai multe rânduri, fiind președinta Comisiei Juridice, am primit plângeri sau petiții de la persoane din sistemul organelor de drept care se plângeau pe faptul că le-a fost retras secretul de stat prin intervenția Serviciului Informației și Securitate, deci s-a dat aviz negativ și respectiv retras secretul de stat. Eu sper că aceste cazuri au fost justificate. Deci sper că notele pe care le prezentat Serviciul Informației și Securitate și în cazul doamnei Furtună și în cazul tuturor celorlalți în care s-a proces la această procedură sunt justificate, deoarece este un mecanism care potențial ar lăsa loc pentru abuzuri, fiindcă conținutul acestei note nu poți contesta nicăieri, da? Și faptul că nu ești eliberat din funcție în baza notei, dar ți retrage dreptul la secret de stat și dacă funcția pe care o ocupi ține nemijlocit sau atribuțiile țin de acces la secret de stat, atunci nu mai poți ocupa funcția respectivă. Nu mă refer la cazul Furtună, eu mi-am amintit așa din ceea ce am examinat și la comisie. Deci eu sper foarte mult ca notele respective să fie într-adevăr fundamentate, justificate, ca să nu existe, să nu se lasă spațiu de interpretare că, uite, s-a folosit acest mecanism pentru a... Da? Deci, nu, uite, este, da, este mecanism, el este prevăzut de lege, dar să fie utilizat doar într-adevăr în cazurile în care o justifică interesele securității naționale. Dacă îmi spuneți că Furtună ar face parte dintr-un scenariu mai extins, la ce vă referiți? O să vedem. Eu zic să mai așteptăm un pic, eu cred că lucrurile ar putea să developeze într-un mod sau altul în viitor apropiat. Deci are substrat politic sau nu neapărat? Inclusiv ar putea să fie. Ar putea să fie și anumite jocuri, da, cu anumiți actori politici, nu știu. Deci asta este așa un... analiza dintr-o parte. Înțeleg, da? Dar cum este clar că știrbește din imaginea acest exercițiu de vetting? Nu știu ce are Victoria Furtună și cu exercițiul de vetting. Faptul că... Pentru că ea spune că se teme de acest exercițiu, că nu este neapărat obiectiv și nu ia decizii corecte. Păi și dacă încă 5 procurori din Procuratura Anticorupție sau din altă procuratură vor ieși și își vor da demisia în momentul în care vor fi chemați, da, le se vor prezenta formularele pe care trebuie să le completeze pentru Comisia de Vetting și vor zice că eu plec fiindcă eu nu am încredere în Comisia de Vetting, asta înseamnă că exercițiul de vetting sau Comisia de Vetting nu e bun. Înțeleg. Bun, haideți să vorbim și despre delimitarea competențelor dintre Procuratura Anticorupție și CNA. Înțeleg că în aprilie intră în vigoare această delimitare definitivă, pentru că doamna Drăgălin a spus că din aprilie chiar ar putea fi blocată activitatea Procuraturii Anticorupție, pentru că până acum CNA se ocupa de toate măsurile speciale de investigație, acum Procuratura Anticorupție rămâne, cum spune doamna Drăgălin, fără nicio cameră, fără niciun microfon. Adică are cumva mâinile legate Procuratura Anticorupție și nu poate activa. Dacă ați anticipat această situație? Am anticipat. Și ce urmează să se întâmple? Am atenționat. Ce urmează să se întâmple acum? În momentul în care se discutau aceste modificări, eu am atenționat asupra faptului că 1 aprilie este prea devreme. Din două considerente. Unu, că probabil nu se va reuși capacitarea Procuraturii Anticorupție până la această dată. Doi, deoarece în 2024 Procuratura Anticorupție intră în vetting.
Și vrem noi sau nu vrem, procurorii vor fi mai degrabă cu gândul la cum să-și justifice averile, cum să, așa, decât să se ocupe de marele dosare de corupție. Și atunci opinia mea a fost că este mai bine, da, ok, deci era și o condiționalitate femeii. Zic, bine, uite, asta e condiționalitatea femeii, nu prea avem de ales, facem lucrul ăsta, dar dacă este posibil, haideți să extindem termenul de intrare în vigoare, de exemplu, 1 ianuarie 2025. Până atunci, poate se finalizează și vetting-ul procurorului anticorupție și totodată reușim cu capacitarea. De cine a insistat pe acest termen 1 aprilie? Inclusiv procuratorul anticorupție. Okay. Deci atunci eu mă întreb de cine plângem acum, că nu avem. Deoarece tot ei au insistat pe numărul ăsta foarte mare de subiecți și pe intrarea în vigoare la 1 aprilie. Dacă există riscul blocării activității procuraturii? Nu există chiar riscul blocării activității procuraturii anticorupție din punctul meu de vedere. Deci ei continuă să lucreze cu ofițerii de investigații și ofițerii de urmărire penală din cadrul CNA, Ministerul Afacerilor Interne și alte structuri ale statului care au organ de urmărire penală. Aceste instituții, aceste structuri au și echipamentul necesar. Eu înțeleg, în general în țară este puțin, deci avem puține resurse, am vrea mult mai mult și pentru CNA și pentru Ministerul Afacerilor Interne, mult mai mult echipament care permite investigarea operativă a cauzelor penale. Ca să nu aștepte, de exemplu, echipa de ofițeri până se eliberează echipamentul de la cealaltă echipă de ofițeri care au plecat să facă niște măsuri operative pe alt dosar. Da? Ideal ar trebui să avem mult mai mult. Dar, în principiu, el este. Și procuratura anticorupție poate să lucreze în continuare cu ofițerii, inclusiv de la Centrul Național Anticorupție. Asta, Centrul Național Anticorupție nu mai lucrează cu procuratura anticorupție pe dosarele sale, ci lucrează cu procuraturile municipale. Dar Procuratura Anticorupției poate lucra cu ofițerii, poate solicita detașarea ofițerilor de la CNA sau de la MAI pentru examinarea, pentru lucruri pe dosarele sale. Doamna Drăgălin spune că s-a votat o lege care de fapt nu se aplică. Unu, legea prevede că Procuratura Anticorupției trebuie să aibă sediu separat și nu au buget și bugetul este insuficient pentru a procura tot echipamentul de care au nevoie, efectiv majorat de personal, dar din cauza unui sediu n-au unde să-i aducă și respectiv nu pot lansa concursurile. Până la urmă, cine are dreptate? Parlamentul că a votat sau cei care nu pun în aplicare această lege? Nu este un proces atât de simplu și rapid. Da, ați văzut și în presă mai multe tentative de identificare a unui sediu pentru Procuratura Anticorupției. De acest lucru nu se ocupă, Parlamentul, vă zic din start. Înțeleg, deci eu dar nu până știu. La urmă Procuratura nu stă în ploaie. Nu stă în ploaie, eu sincer să vă spun, nu știu câte spații au ei, dacă au spații disponibile acolo unde stau și dacă le permite lucrul ăsta, deci spațiul respectiv să angajeze procurori sau să-și detașeze ofițeri de urmărire penală din alte instituții. Dar cu siguranță știu că colegii noștri depun eforturi maxime pentru a identifica acel sediu pentru Procuratura Anticorupție. Acum, ceea ce ține de buget pentru echipamente, evident că asta este o prioritate și evident că guvernul va ține cont de lucrul acesta atunci când vor fi planificate sau replanificate resursele bugetare în limita posibilităților bugetului Republicii Moldova. Da? Deci lucrul ăsta, să știți că activitatea Procuraturii Anticorupție și, în general, lupta cu corupția mare este indiscutabil o prioritate a guvernării. Și nu uită nimeni de Procuratura Anticorupție, deci să fac toate eforturile necesare pentru ca Procuratura Anticorupție să fie capacitată și să aibă tot de ce are nevoie. Doar că unele procese se întâmplă un pic mai greu. Adică ați observat și cu discuția așa de multe cu sediu, ba, o opțiune nu merge, a doua opțiune nu merge, deci înțeleg că nu este chiar atât de simplu. Bun, haideți să vorbim și despre concursul pentru funcția de procuror general care a eșuat. CSP a anunțat că va fi organizat un alt concurs. Deci, ca să explicăm puțin contextul, concursul a fost anulat pentru că un membru al CSP, voluntar sau involuntar, din greșeală sau din rea intenție, a depunctat pe unul dintre candidații la funcția de procuror general. Cum ați văzut dumneavoastră situația? Și, în general, care este greșeala acestui membru CSP că a dat o notă care era prevăzută în regulament? Că în regulament se menționează că notele trebuie să fie de la 0 la 10. Și dacă a considerat că trebuie să dea acea notă, de ce este greșit?
Din câte înțeleg eu, notele urmau să fie justificate. Punctajul pe care îl dă fiecare membru urma să fie justificat. Și deci tocmai asta... Argumentul de genul eu așa cred nu trece. Da, exact. Eu pun 3 de 1 și eu așa cred. Și din câte înțeleg, exact ăsta a fost motivul pentru care CSP a decis anularea concursului în cauză. Desigur că putem să ne întrebăm de ce acest lucru nu a fost observat atunci, deci exact în ziua când au fost făcute evaluările și cred că când se sumează un punctaj se vede, deci un punctaj care e foarte diferit de celelalte. Nu știu, deci asta urmează eventual membrii CSP să ne răspundă la întrebarea asta, de ce nu s-a observat din stat și a fost nevoie, da, să treacă ceva timp ca să, deci inclusiv să unii dintre candidați să solicite, de fapt îmi pare că chiar toți, da, până la urmă au solicitat publicarea fișelor și doar atunci s-a văzut această discrepanță majoră. Eu sper foarte mult că CSP-ul a învățat din lecția cu acest concurs și nu va mai admite asemenea greșeli în concursul pe care urmează să-l desfășoare în viitor apropiat. Deoarece funcția de procuror general este extrem de importantă în orice țară și inclusiv sau cu atât mai mult în Republica Moldova, în care contextul reformei justiției este atât de sensibil și complicat. Dar iarăși ajungem la subiectul prevetningului, pentru că până la urmă acești membri ai CSP au trecut odată prin prevetning. Deci se prezumă că ei sunt integri și impecabili, pentru că au trecut toate filtrele. Și acum societatea asistă la acest. Nu confundăm prevetningul cu testarea psihologică sau testarea la poligraf sau nu știu, dacă omul minte sau nu minte, omul trișează sau nu trișează. Prevetningul sau vetingul verifică două aspecte. Deci verifică partea financiară, dacă veniturile sau cheltuielile corespund cu veniturile, și partea etică pe partea de încălcări a regulilor de etică în virtutea exercitării atribuțiilor, dacă a adoptat anumite hotărâri care sunt pe care nu le poți explica nicicum din punct de vedere juridic sau și-a permis un comportament care încalcă regulile de etică. Atât timp cât comisia nu a identificat aceste aspecte, persoana trece, dar asta nu îi dă nicicum o calificare a moralității persoanei, a onestității persoanei și așa mai departe. Da, e vorba de integritate financiară și etică. Sunt două chestii care nu le putem, nici nu trebuie să le confundăm. Dar fiind eșuat acest concurs, admiteți că ar fi deja nevoie de votat în lectura a doua acel proiect care prevede excluderea punctajului și votarea doar în baza ridicării mâinii a membrilor CSP? Nu știu la ce ar ajuta asta. Ar exclude această evaluare, nu? Păi ar exclude evaluarea și atunci avem o evaluare care nu are la bază cât de cât o evaluare transparentă pe anumite criterii și pe care este acordat un anumit punctaj. Ori asta înseamnă o evaluare transparentă. Da, probabil ar putea să excludă anumite derapaje de punctaje, dar pentru asta este regulamentul CSP. Dacă CSP consideră că asemenea punctaje nu trebuie admise și ei nu pot să discute, de exemplu, în interiorul CSP cu toți membrii CSP și spun, uite, hai să facem o evaluare pe bune a fiecărui candidat și după evaluare, după ce fiecare și-a pus notele, în cazul în care se depistează anumite punctaje derapante, ne întrunim și discutăm ca membrul respectiv să-și poată justifica opțiunea. Ar putea să fie cazul ca într-adevăr, cineva din mine zice, opinia mea subiectivă este că candidatul X trebuie să primească nota 3. Dar opinia mea subiectivă se bazează pe 1, 2, 3, 4. Mie nu mi-a plăcut programul lui de management al procuraturii, mie nu mi-a plăcut viziunea lui despre reforme și așa mai departe. Deși, da, sunt anumite criterii, de exemplu, experiență profesională și așa mai departe, care sunt mai rigide. Nu-ți permit atât de mare marjă în evaluarea ta subiectivă, fiindcă ai 10 ani de experiență, ai 10 ani de experiență, ok, și aici nu poți să-i pui 2 sau 3, deci ai 10 ani, gata, respectiv ai pus punctajul maxim. Deci nu considerați oportună votarea în lectura a doua a proiectului de lege care vizează, iată, schimbarea acestei formule, ca candidatul să fie ales doar cu majoritatea votului? Nu, eu cred că trebuie să fie pentru asigurată... Pentru că s-ar exclude toate aceste discuții. Dar se va exclude și o evaluare transparentă. Numirea unui procuror general este o condiționalitate a Uniunii Europene. Trebuia să o raportăm Comisiei Europene până în luna martie. Da. Ce se întâmplă acum? Eu sunt sigură că Comisia Europeană monitorizează și observă tot ce se întâmplă, deci toate procesele care au loc în Republica Moldova și cu
cu siguranță colegii de la Ministerul Justiției și de la Ministerul de Externe sunt în discuții cu Comisia Europeană pentru a explica anumite aspecte și a ajusta agenda de implementare a acelor recomandări restante, astfel încât să putem să mai avem un pic de timp. Nu știu care este, deci care este concluzia la această etapă, dar știu că deci, se fac, deci, discuțiile astea au loc săptămânal, dacă nu mai des. Dar în spațiu public se vehiculează că ar putea fi modificată din nou legea cu privire la procuratură, astfel încât să fie exclus criteriul politic, adică viitorul procuror general să fi fost anterior membru al unui partid politic. Dacă se discută un astfel de scenariu prin Parlament? Eu nu am auzit discuții referitor la un astfel de scenariu și restricția prevăzută în lege nu este una exagerată din punctul meu de vedere. Sunt ultimii 3 ani. Cred că este o restricție care garantează cât de cât distanță între procurorul general ales și reprezentanții partidelor politice. Că noi am avut în Moldova experiență când s-a vândut funcția de procuror general și atunci clar, procurorul general, chiar dacă nu era exponent al unui partid politic, era clar că era al partidului politic care l-a cumpărat, dacă vreți. Așa. Deci, dar noi nu trebuie să înrăutățim situația prin modificarea legii. Din contra, trebuie să mergem pe varianta de concursuri transparente și cât mai departe de politic. Deci persoana, procurorul general, să fie cât mai... În primul rând, el trebuie să fie independent, asta e clar. Într-al doilea rând, încrederea publică în persoana procurorului general se formează inclusiv din imaginea lui și din experiența lui, inclusiv dacă este politică. Deci vă dați seama că alegerea unui procuror general care a fost recent, da, implicat în activitatea politică, ar genera o serie de întrebări în societate, unul la mână, și doi, este un spațiu imediat pentru speculații din partea, de exemplu, a opoziției, care vă zicea, păi v-ați spus procurorul vostru și respectiv noi, toate dosarele care sunt potriva noastră, de exemplu, sunt politici. Gata. Deci, eu cred că aceste discuții trebuie evitate, asemenea acuzații sau discuții trebuie evitate la maxim, respectiv trebuie să ne asigurăm că concursul va fi unul transparent și... criteriile rămânând cele care sunt. Dar când ar putea fi ales? Când am putea avea deja un procuror general? Eu nu știu care este agenda CSP. Știu că la un moment dat doar și președintele CSP declarase la o emisiune că ei urmează să facă niște modificări în regulament. În regulamentul de concurs. Nu mai trec prin Parlament. Nu, este sunt regulamentul de concurs intern. Care este... Deci altceva eu nu am auzit. Dacă este doar vorba de regulament, atunci el se aprobă la ședința CSP. Și respectiv poate fi demarat următorul concurs. Bun. Deputații Partidului Acțiune și Solidaritate au venit cu o inițiativă de introducere pentru alegerile prezidențiale a votului prin corespondență. Este vorba doar de pilotarea acestui exercițiu pentru Statele Unite ale Americii și Canada. Imediat opoziția parlamentară și chiar și unele ONG-uri au spus că este un proces discriminatoriu în raport cu cetățenii noștri din diaspora care sunt stabiliți în alte state. Veți susține sau nu acest proiect? Eu înțeleg discuțiile în jurul acestui proiect și înțeleg cumva anumite rezerve care au fost prezentate de unii lideri de opinie, inclusiv societatea civilă, ne mai vorbim de opoziție vis-a-vis de faptul că au fost selectate, iată, două țări pentru pilotare. Argumentele pentru selectarea acestor două țări mi par clare, în special dacă ne referim, de exemplu, la Canada, unde nu poți crea secții de votare decât în incinta ambasadelor sau misiunilor diplomatice. Și Canada, având un teritoriu atât de extins, mi pare absolut firesc ca Canada să fie una dintre primele țări în care se pilotează acest sistem. Și trebuie să nu uităm despre faptul că este pilotare. Deci, în momentul în care vrei să introduci un mecanism nou, o modalitate nouă de vot, tu trebuie să-l pilotezi undeva ca să vezi cum funcționează, să vezi dacă a produs careva erori și să ajusteze respectiv legislația ca ulterior, nu știu, poate la alegerile parlamentare, dacă această pilotare merge bine, să-l poți extinde în toate celelalte țări. Dar acest lucru nu poate lăsa loc de speculație că iată a fost falsificat votul.
Din ce am văzut eu în proiectul de lege, în aceste secții electorale care vor fi create special pentru gestionarea procesului de vot prin corespondență, sunt incluși, evident, ca membri ai biroului și reprezentanții partidelor de opoziție, respectiv ei vor putea să monitorizeze tot procesul cap-coadă. Deci și eventual să raporteze dacă vor considera că ceva nu a fost implementat corect. Deci strict juridic vorbind, analizând proiectul de lege, eu nu am la moment mare obiectiv. Eu înțeleg rezervele față de faptul că se... Pentru că deci, e electorat pro-european în special în aceste țări și atunci opoziția spune că ați ales aceste țări exact pentru că acolo e electorat pro-european care va vota în favoarea partidului pro-european. Și în toată Europa e electoratul pro-european. Doar că criteriul aici a fost nu electoratul pro-european, ci unul la mână siguranța organizării acestui proces. Da? Deci trebuie să ai un mediu cât de cât sigur democratic ca să poți să pilotezi acest proces și să nu-ți dea imediat un fals, da, sau o eroare dacă îl pilotezi într-un mediu care nu este potrivit pentru pilotare, și doi, distanțele și mărimea țării în care se pilotează pentru a vedea și inclusiv, de ce nu, deci timpul care este necesar pentru parcurgerea plicului de la până la și așa mai departe. Da, doar că atunci când erați în opoziție spuneați că legislația electorală nu se modifică cu un an înainte de alegeri și acum suntem clar cu un an înainte de alegeri și totuși o modificați. Este adevărat și codul electoral spune foarte clar, deci regulile din codul electoral ce țin de sistemul electoral sau organizarea, deci circumscripții electorale și așa mai departe, ele nu trebuie modificate cu un an înainte de alegeri. Măsura în care aceasta vizează sistemul electoral, deci după mine el nu vizează nemijlocit sistemul electoral. Modul de organizare și desfășurare a legilor, într-o oarecare măsură, da, dar vedem. Deci dacă cumva da, curtea va zice, da? Veți vota pentru. Da. Mulțumesc tare mult, din păcate nu mai avem timp. Doamnelor, domnilor, dumneavoastră, mulțumesc pentru atenția cu care ne-ați urmărit. Noi ne revedem mâine la 9:30. O seară frumoasă să aveți. Sănătate tuturor!